Menținerea unui nivel scăzut de grăsime abdominală este benefică pentru sănătatea ta. Pentru asta te ajută ceaiurile picante. Grăsimea din zona abdominală, numită și viscerală, este stocată pentru a proteja organele vitale. Așadar, aceasta este necesară. Cu toate acestea, s-a demonstrat că un exces de grăsime abdominală poate crește riscul de boli de inimă și chiar diabet. Una dintre cauzele majore ale îngroșării stratului de grăsime abdominală este dieta bogată în grăsimi. De aceea, modificarea dietei este primul pas pentru a slăbi. O astfel de schimbare ar putea fi adăugarea unor băuturi calde și picante în rutina zilnică. Ardeiul iute, de exemplu, te poate ajuta să slăbești. Secretul acțiunii ardeiului iute, fie sub formă de ceai, este un compus numit capsaicină. Multe dintre beneficiile pentru sănătate atribuite ardeiului iute sunt legate de această substanță, care reduce pofta de mâncare exacerbată și stimulează procesul de ardere a grăsimilor. S-a descoperit că această plantă reduce pofta de mâncare și stimulează metabolismul, ambele ajutând la pierderea în greutate. Studiile și dovezile anecdotice indică faptul că substanța numită capsaicină reduce durerea atunci când este aplicată pe piele și poate avea utilizări mai largi pentru sănătate. Ceaiul de ardei iute urmează o idee similară ceaiului de ghimbir. Prin creșterea temperaturii corporale, ardei iute stimulează metabolismul, în acest fel sunt arse mai multe calorii, pune-l la supe, în sosuri și diverse mâncăruri. Ce alte mirodenii sporesc arderea grăsimilor? Turmericul, spre exemplu, topește grăsimile mai ușor cu ajutorul turmericului, potrivit unui studiu realizat în anul 2009. La această cercetare au fost folosite două grupuri de cobai, unul a primit turmeric, iar celălalt nu. Primul grup a slăbit mai mult decât celălalt. Oamenii de știință au găsit și explicația. Turmericul este un condiment care crește temperatura corpului, ceea ce stimulează metabolismul. Scorțișoara. Despre scorțișoară se știe că reduce pofta exagerată de mâncare, dar face mai mult decât atât. Menține controlul asupra nivelului de zahăr din sânge și ajută la instalarea senzației de sațietate mai repede după ce începi să mănânci. Ghimbirul. Cu aceleași proprietăți de ardere a grăsimilor ca turmericul și ardeiul iute, ghimbirul ar trebui să nu-ți lipsească din dietă. Îl poți folosi proaspăt, ras peste cartofi of nature, cu pește, în salate sau ceaiuri. Relatează click pentru femei.ro.